Nu, din profesorul Ciupa aici. Ciupa, da. Profesorul Ciupa era în Ciupa, băi. El e născut, dați-mi voie, e născut la Dumbrăveni. Dacă s-a născut în Dumbrăveni, să vin din Botoșani. Da, el în actul figurează. Dumbrăveni a fost la Botoșani. Așa. Ei, el era un profesor omorit din de examen studență. La vârsta de 70 de ani, nu era căsătorit, el mânca la institut, acolo dormea, totdeauna era îmbrăcat, așa, cu un frac, cu un purtat atunci, și se făcea Ciupa. Era anatomopatolog sau ce? Nu, nu, era profesor de histologie. Histologie, da. Dar la dânsul la studii, la ore, din... nu exista să fie un student sau un asistent după ce intră el. Și ține ora când n-auzei și muzica n-auzei când mergi pe acolo. Nu mergeai cu lecția învățată la dânsul. Și întreba care nu a înțeles, eu vin după masă la 5. Dar de seama că are 5 studenți care nu a înțeles, le spui din nou. La unul și cum nu venea acolo, da. Și ce era? Domnul Tănașă. Unde puteți să vă spun la despre Ciupa? Spune-ți, domnul Ciupa. Despre Ciupa. Profesorul Ciupa. Da. În anterajul Ciupa venea și Topărceanu, care făcea epigrame la Dărșu. Și atunci stând din vorbă cu Dărșu. George Topărceanu? Topărceanu era. Veste, poetul, poetul, da. Îi face o epigramă de Topărceanu și spune așa, domnului profesor Ciupa, amândoi avem o boală. Nu talentul. Și ușit în beata lumii. Eu cu versuri și cu glumii, iar tu cu tratamentul. Deci doctorul cu tratamentul și el... Da. Asta e prins de Topărceanu și el se-a Dar acolo era o...